Politicienii ies la atac pe subiectul sistemului medical. Aceștia doresc din răsputeri trecerea spitalelor militare sub administrarea Ministerului Sănătății, însă fostul manager al spitalului Colentina îi contrazice. Remus Mihalcea consideră că nu este momentul să politizeze sănătatea românilor. Ministerul Sănătății are foarte multe spitale în subordine care nu îndeplinesc circuitele de tratare a pacienților infectați cu SARS-CoV-2. Politicienii susțin că unitățile sanitare militare nu sunt accesibile și bolnavilor cronici. Partidul Național Liberal nu se împotrivește acestei inițiative. Politicienii din arcul guvernamental au mirosit că este rost de capital electoral și doresc trecerea spitalelor militare în administrarea Ministerului Sănătății. Asta pentru că, spun ei, este un circuit închis și au accesibilitate doar structurile militare. Pentru Mehedințiul meu, Elisa Pătruțescu. Unitățile medicale de care este direct răspunzător Ministrul Sănătății nu îndeplinesc anumite condiții. În ultima perioadă au avut loc multiple tragedii din care au rezultat pacienți arși de vii, dar și bolnavi evacuați din spitale. Nu prea am o impresie bună. Mai bine rămâne tot așa, să rămână de unitatea militară. Spitalele care au fost în administrație militară au rezolvat mult mai repede problemele. Bineînțeles, au rezolvat multe probleme față de cei de civile, cum se spune așa. Ar fi un lucru bun, mă gândesc, dacă spitalele militare ar trece de partea civilă. În cazul focarelor, spitalele militare au rezolvat mult mai repede problemele. Problemele, da. Bine ar fi dacă s-ar trece, dar nu vedeți ce se întâmplă în țară la ora actuală cu guvernanța ăștia ai noștri, boare lumea pe capete, nu altceva. Nimeni nu ia nicio hotărâre, nicio măsură, nu altceva. Noi care suntem în vârstă o ducem din ce în ce mai rău o ducem. Cu toate astea, politicienii consideră că Ministrul Sănătății este competent pentru a avea în subordine și spitalele militare din țară.